Ferește-mă, Doamne, de ura cea mare, de ura din care izvorăsc lumii. Domolește-mi tremurul agresiv al corpului și descătușează-mă din încleștarea fălcilor mele. Fă să dispară acel punct negru ce se aprinde în mine și se întinde în toate membrele, născând în arderea nesfârșitului negru al urii o flacără ucigătoare. Scapă-mă de lumile născute din ură. Eliberează-mă de nesfârșirea neagră sub care mor cerurile mele. Deschide o rază în această noapte și fă să răsară stelele pierdute în ceața deasă a sufletului meu. Arată-mi calea spre mine. Deschide-mi poteca în desișul meu. Scoboară-te cu soarele în mine și începe lumea mea. Rugăciune în vânt, Emil Cioran. Spusa unui cerșetor: când te rogi lângă o floare, ea crește mai repede. Doamne, de ce n-am darul rugăciunii? Nimeni pe lume nu-ți este mai aproape, nici mai îndepărtat. Un dram de certitudine, un strop de consolare, e tot ce-ți cer. Dar tu nu poți răspunde. Nu poți. Senzație ciudată într-o veche biserică. Unde s-au dus toate acele rugăciuni proferate veacuri în șir? E groaznic să te gândești că rugile n-au supraviețuit celor ce s-au rugat, speranțelor și spaimelor lor. O floare e o rugăciune mută. Același lucru se poate spune despre tot ce nu folosește la nimic, despre inutilul în sine. Omul poate trăi fără rugăciune, nu însă fără putința rugăciunii. Cu neputință să mă smulg din senzația asta de pustiire, despre al cărei caracter religios nu am nici umbră de îndoială. Lipsa de credință e un cusur pe care ar trebui să-l ascundem atunci când nu-l putem birui. Swift. Disperarea are un singur remediu. Rugăciunea. Rugăciunea care poate orice, care îl poate crea chiar și pe Dumnezeu. În fond, eram făcuți să ne rugăm. Și pentru nimic altceva. Eram făcuți să ne rugăm. Pătimașii și abulicii au din motive opuse un fond religios. Mi-aș folosi cu mult mai bine timpul rugându-mă decât scriind articole. Unul din motivele pentru care în yoga se reglează respirația este acela că respirația e socotită o continuă rugă. Citesc din obligație lucruri impersonare, dar nu de ele am nevoie, ci de rugăciuni. Este impersonal tot ce nu este rugăciune. Tot ce nu este rugăciune nu înseamnă nimic. Cum se poate trăi fără să te rogi? Însă cui să te rogi? Deznădejdea este aproape tot una cu rugăciunea. E în orice caz sămânța oricărei rugăciuni. Prin ce va înlocui omul rugăciunea? După ce s-au rugat milenii în șir, este o obișnuință, e aproape un instinct, care reglamă surogate. Cum să te rogi în franceză? Îi te poți adresa lui Dumnezeu în orice limbă, în afară de franceză. Și totuși nu mă pot ruga. Dar n-aș vrea să trăiesc într-o lume în care rugăciunea ar fi de neconceput. Căci posibilitatea, ideea rugăciunii mi-a fost un mare sprijin, un mare reazem în clipele grele. Emil Cioran, Caiete. Nevoia de a te ruga pentru toată lumea și conștiința că nimeni n-o va face pentru tine. Și mila, mila nesfârșită pentru toți care n-au nevoie de ea, fiindcă n-au suferit niciodată. Lacrimi și sfinți, Emil Cioran.